Horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei Berbec. Ziua începe bine. Încercați să petreceți dimineața cât mai fructuos posibil. În acest moment puteți obține rezultate excelente în multe cazuri, inclusiv în cele mai dificile. Ești grozav în ceea ce alții nu au reușit să facă. Dacă aveți nevoie de sprijinul cuiva, îl puteți obține cu ușurință, dar multe se pot realiza singure de la sine. După amiaza este mai relaxată. Este potrivită pentru a reveni la ceea ce a fost conceput mai devreme, pentru a finisa unele lucruri vechi. De asemenea, va exista posibilitatea de a vă odihni bine. Taur. O zi neliniștită și foarte interesantă. Te descurci foarte bine, puteți prelua lucruri complet noi. Vă puteți da seama rapid de lucrurile despre care ați avut anterior doar o idee aproximativă. Nu toate deciziile au succes, dar intuiția spune în mod inconfundabil care dintre ele ar trebui implementate imediat și care ar trebui luate în considerare în mod corespunzător. Prietenii vă susțin eforturile de bunăvoie. Ofertele interesante, pe care le veți accepta fără ezitare, nu sunt excluse. Eviți graba inutilă, dar nici nu pierzi timpul. Gemeni. Zi hectică. Este puțin probabil să vă puteți concentra asupra unui singur lucru, chiar și foarte important. Cel mai probabil va trebui să faceți mai multe lucruri simultan, păstrând o mulțime de lucruri în cap. Reușiți să nu uitați sau să confundați nimic. Să rezolvați la timp toate sarcinile urgente. Prin acest fapt îi impresionezi pe ceilalți. Cei care te-au subestimat înainte se vor răzgândi. Este posibil ca persoanele cu care ați menținut anterior doar o relație pur formală să vrea să se împrietenească cu voi. Este foarte util să faceți mici pauze de odihnă pe tot parcursul zilei. Datorită lor nu te vei simți obosit, iar starea ta de spirit se va îmbunătăți. Rac. Zi încărcată. Vor fi mai multe de făcut decât de obicei, uneori fiecare minut va conta. Vei face față tuturor dacă te vei ghida după propria ta experiență și bunul simț. Sfaturile altora nu sunt întotdeauna bune, chiar dacă sunt date din suflet. Deci gândiți-vă de două ori înainte de a urma aceste recomandări. Există șansa de a reuși în chestiuni care necesită nu atât de multă acuratețe și atenție la detalii, ci abilitatea de a vedea situația în ansamblu, de a evalua perspectivele de dezvoltare a evenimentelor. Adesea intuiția îți spune ce să faci cel mai bine. Leu. Fii serios. Orice manifestare a frivolității de astăzi poate avea urmări neplăcute. Chiar dacă vă asumați lucruri simple și bine cunoscute, ar trebui să fiți atenți, ceva poate merge complet greșit, nu ca de obicei. Este bine dacă sunteți gata să ajustați rapid planurile și să vă adaptați la circumstanțe. Ziua este favorabilă din punct de vedere al comunicării. Găsești cu ușurință o abordare corectă a oamenilor. Înțelegi ce așteaptă ei de la tine. Ușor obții cunoștințe noi. Vă puteți face prieteni chiar și cu cei care nu sunt deloc ca voi. Fecioară. Nu cedați în fața obstacolelor. Amintiți-vă că pot fi depășite. Este important să te bazezi mai mult pe punctele tale forte decât pe sprijinul sau norocul altcuiva. Cu cât depindeți mai mult de ceilalți, cu atât mai mari sunt șansele de a obține succes. Coincidențele norocoase sunt probabile și utile din punct de vedere profesional. Unii reprezentanți ai semnului vor înțelege ce trebuie de făcut pentru a urca pe scara carierei. Nu uitați, nu toate ideile merită implementate imediat. Uneori este util să vă gândiți la mărunțișurile planului vostru, înainte de a-l pune în aplicare. Balanță. Deși ziua este plină de surprize, reușiți să vă păstrați liniștea sufletească și calmul. Nu te vei pierde dacă ceva nu va merge conform planului. Reacționezi rapid la tot ce se întâmplă, beneficiezi de orice evenimente. Puteți termina lucrurile pe care le-ați început mai devreme sau vă puteți concentra pe ceva nou. Stelele oricum vor fi de partea ta. Seara este un moment minunat pentru o pauză relaxantă. Vei câștiga forța, te vei simți mai vesel și mai energic. Această perioadă este potrivită și pentru a discuta cu cei dragi despre ceva interesant și plăcut. Scorpion. Ziua poate fi grea, dar puteți face față tuturor provocărilor pe care le aduce. De multe ori trebuie să acționezi rapid, să iei decizii din mers. Cum te descurci cu asta? Destul de bine. Intuiția îți spune cum să acționezi cel mai bine și datorită imaginației tale găsești opțiuni și metode care nu le-a dat prin cap celor din jur. Coincidențele norocoase sunt probabile după amiază. Nu numai că te vor încânta, dar vor aduce și beneficii tangibile. Această perioadă este potrivită pentru treburile casnice, nu par deloc plictisitoare.
săgetător. Va exista posibilitatea de a consolida legăturile comerciale și de a construi relații personale. Această zi este bună pentru a găsi oameni și aliați cu aceeași idee. Oameni foarte diferiți sunt gata să vă ia partea. Pot apărea idei noi despre muncă. Rețineți, realizarea lor va dura mai mult decât vă gândiți, deci trebuie să aveți răbdare. Încăsările mici în numerar sunt probabile. Nu vă grăbiți să risipiți ceea ce ați primit. Achizițiile planificate au mult mai mult succes decât cele spontane. Veștile bune de departe sunt probabile seara. Capricorn. A te înțelege cu alții va fi puțin mai greu decât de obicei, dar veți găsi cu siguranță o modalitate de a evita conflictele și de a menține relații bune cu toată lumea. Cele mai importante sarcini ar trebui rezolvate independent. În acest caz, totul se va face la timp și în mod corespunzător. În rest, sunt posibile surprize. Schimbările în bine, în finanțe, sunt probabile. Încasări de numerare inclusiv din surse neașteptate, returnarea datoriilor vechi. Unele evenimente plăcute sunt posibile acasă. Unii reprezentanți ai semnului vor primi vești bune de la prieteni și rude care locuiesc în alte orașe. Vărsător. Nu vă faceți griji, această zi nu este atât de rea pe cât poate părea uneori. Cel mai greu este să nu te încurci și să nu-ți pierzi capul. Dacă reușești, atunci totul se va desfășura în cel mai bun mod. Experiența de viață adesea ajută la luarea deciziilor corecte, ai încredere în ea. Influența tendințelor pozitive scade dimineața, capătă forță în timp. Acest lucru se remarcă mai ales în zona relațiilor personale. Prin urmare, toate conversațiile importante cu cei dragi ar trebui amânate până în a doua jumătate a zilei. Sunt probabile surprize plăcute și cadouri neașteptate. Pești. Zi favorabilă, interesantă și plină de evenimente. Intuiția este foarte ascuțită. Spune în mod inconfundabil ce să faceți, la ce să vă concentrați. Există oameni în apropiere care sunt gata să vă sprijine multe dintre ideile voastre, să vă ajute la punerea în aplicare a planurilor voastre. Lucrul împreună poate fi începutul unei prietenii îndelungate. Achizițiile mici au succes, alegeți în mod inconfundabil lucruri care vă vor încânta. Este mai bine să nu vă grăbiți cu achiziții mari. Va dura puțin timp să alegeți cea mai bună variantă dintre mai multe opțiuni. Fă-o singur. Sfaturile nu sunt întotdeauna bune. Horoscop zilnic.